venit și vă mulțumim celor care au dat curs invitația noastră. Astăzi avem o discuție publică, o audiere pe subiectul pieții imobiliare. În special vrem să avem conversații despre tot ce înseamnă domeniul agenților imobiliari, da, și cum putem să avem un domeniu mai transparent și în care oamenii să aibă mai mult încredere. Și eventual să auzim asta nu doar de la instituțiile statului, dar și câțiva jucători în piață. Și în același timp, la un moment dat, poate ulterior, în al doilea subiect secundar, să vedem, ascultăm opiniile referitor la situația cu prețurile pe piața imobiliară și anumite informații ce țin de majorarea în anumite zone bruscă a prețurilor. E o primă discuție, parcă e nevoie de mai multe ședințe. Noi, evident, care cel puțin ca rezultat al acestui proces să avem și o inițiativă eventual pe ce ține de agențiile imobiliare pe care o să o consultăm, eventual asta ar fi rezultatul. Cam asta ar fi esența subiectul acestor discuții. Eu o să rog colegul meu de la comisie, domnul Dorian Istrati, deja să modereze discuția și deja o să putem să intervenim pe parcurs. Vă mulțumesc. Mersi. Da. Bună ziua, stimați colegi. Scopul acestei întruniri este să avem o claritate despre reglementare, adică ce părere aveți despre reglementarea agenților imobiliari, despre activitatea actuală a agenților imobiliari, despre declararea veniturilor, profiturilor agenților imobiliari și respectiv achitarea impozitelor, cât sunt de transparență agenții imobiliari în aceste proceduri, despre clienții, dacă rămân nemulțumiți de activitatea unui agent imobiliar, unde se poate adresa un client, adică dacă este reglementat sau nu este reglementat, există o claritate, are consumatorul această posibilitate să-și apere drepturile sau nu, și totodată privitor la procesele de cooperare între agenții imobiliari pentru intermedierea vânzării anumitui bun și inclusiv și pe partea de înregistrarea în cadrul Registrului Bunurilor Imobile a tranzacțiilor într-un mod mai clar, deoarece noi am făcut o solicitare către Agenția Servicii Publice și am constatat că Agenția Servicii Publice înregistrează tranzacții, dar nu înregistrează într-un fișier sau într-o bază de date mai clar prețul bunului imobil și metrajul, că noi să putem să avem o claritate statistică, cel puțin, cu cât s-a comercializat un bun imobil la ziua de astăzi. Și solicitarea când am făcut-o, referința a fost că acest lucru l-au companiile, agențiile imobiliare sau alte companii care din domeniu. De ce? Cred că noi avem aici mai multe instituții, Serviciul Fiscal, Ministerul Finanțelor. Cred că ar fi bine să mergem pe agenții imobiliare mai întâi, fiindcă este subiectul de bază și să oferim cuvântul reprezentanților agenților imobiliare privitor la subiectele abordate. Este necesar de reglementat? Cum ar fi bine de reglementat? Și alte opinii, dacă există, vă rog. Da, cred că domnul de la Lara. Domnul Dorian, dacă îmi permiteți. Da, doamna Morozova. Eu sunt Marina Morozova, deputată. Am avut mai multe ședințe cu agenții imobiliari ce ține de activitatea agențelor imobiliari anul precedent. Vreau să vă dau niște răspunsuri de la instituțiile de stat care le-am primit, ca să începem și a dialoga. De la Ministerul Finanțelor, de la Fisc, am avut așa un răspuns, urmarea vizualizării informații disponibile în sistemul informațional al Serviciului Fiscal, au fost identificați 228 contribuabili care au înregistrat la oficiile fiscale sub viziunea agenției imobiliare. Doar că din numărul total de contribuabili identificați, 106
agenți economici nu au calculat și nu au îndreptat venituri spre achitare la codul sursei de venituri salariale. Deci 228 sunt, 106 nu au niciun angajat sau... Așa, ce ține de Inspectoratul de Stat a Muncii, noi am solicitat informația dacă au fost făcute întreprinse controle și s-au supus controlului două agenții imobiliare, unde au fost stabilite 10 încălcări a legislației muncii și noi avem dialog cu ei să vedem cum am putea să intensificăm cumva controlele și să înțelegem care este activitatea agențiilor imobiliare. Și totodată de la fisc am primit o altă scrisoare în care este menționat că conform codului fiscal contribuabilul este obligat să efectueze încăsările bănești în numerar prin intermediul echipamentelor de casă și control. Și acum, la discuțiile cu agenții imobiliare, am întrebat cine din dumneavoastră are echipament de casă și control mobil. Și ce credeți câți au? Acum haideți să deschidem discuțiile și să vedem unde putem îmbunătăți. Mersi. Da, mulțumesc, Marina. Cine începe? Domnul de la Vara, dumneavoastră, doriți să vă expuneți? Da, poftim. Vă rog să prezentați. Da. Bună ziua. Vă mulțumesc că m-ați invitat în calitate de, sau ne-ați invitat că reprezint una din companiile imobiliare care activează în Republica Moldova, OK Mobil, și totodată sunt și fondator al Asociației Profesionale Agenților, unul din fondatorii Asociației Profesionale Agenților Imobiliari din Republica Moldova, APAIM. Îmi spune Andrei Bătrânac, sunt jurist de profesie, dar activez în calitate de agent imobiliar pentru că a fi agent imobiliar nu pot spune că este o profesie, pentru că ea într-adevăr nu este reglementată nicăieri și din practica care o am în calitate de agent imobiliar și având și practică de activitate și de profesare a funcției de jurist anterior în agenții imobiliare, pot spune cu fermitate că este necesar absolut o reglementare a activității de agent imobiliar, pentru că la moment noi avem în Republica Moldova așa un fenomen că a activa ca agent imobiliar poate fiecare, pur și simplu deschizându-și un cont pe una din site-urile de profil și plasând acolo anunțuri și prezentându-se la telefon ca a fi agent imobiliar, dar de fapt o poate să nu aibă nici măcar înregistrat o companie și evident că nu este înregistrat ca contribuabil și mai departe sunt încă un șir de probleme care derivă din aceasta, mai ales calitatea, profesionalismul și etica care ar trebui să o manifeste el ca un subiect, ca un agent imobiliar. Într-adevăr, am participat și la una din ședințele anterioare și am discutat și cu colegii din România, pentru că, făcând parte din Asociația Profesională a Agenților, am fost și cu dânșii la diferite întrevederi, chiar anterior, până când s-a început aici procesul de inițiere a reglementării. La moment, una din sursele de care s-ar conduce agenții imobiliari, și vorbim doar de acei care fac parte din asociația profesională și care vor într-adevăr să ajungă la un moment, la o situație când acele persoane care se adresează la noi vor avea dorința să-i recomande mai departe și într-adevăr să fie mulțumiți și să înțeleagă că au avut parte de un serviciu care le-a dus plus valoare la cumpărarea sau vânzarea unui imobil. Și aici, la baza acestei activități, este un cod etic,
codul ăsta etic, evident că el nu poate fi impus tuturor, de el, el este respectat și de el se conduc doar acei care au dorința asta și vor să fie agenți imobiliari de bună credință. Și de aici, ca să fiu mai succint și să poate și alți colegi să expună, totodată dacă sunt întrebări specifice domeniului, acolo unde pot să fiu de folos, am să fiu bucuros. Cu siguranță această activitate trebuie să fie reglementată și trebuie să fie luată în control. Partea fiscală, ca agenții imobiliari să poată trebuiască să-și plătească impozitele ca urmare a veniturilor care le încasează. Totodată aici, dacă poate statul și instituțiile implicate să ia în vedere, mă rog, o modalitate astfel ca și agenții imobiliari să fie, să vrea să facă lucrul ăsta și să înțeleagă că eu 100% vreau să-mi achit impozitele și să fiu curat și nu am probleme ulterior cu legea, dar totodată asta să fie făcut într-o măsură în care se poate să-și exercite activitatea pe viitor, să nu se primească că impozitarea sau alte momente de legiferare îl impun sau îl fac ca ori să renunță, ori să tăinuiască anumite situații. Și neapărat dacă s-ar putea pus accentul și pe partea asta de control, de etică, de momente, că în cazul în care el dăunează, așa cum este Comisia de Etică și Disciplină la avocați, spre exemplu, așa să fie și la agenții imobiliari, și în situațiile astea sunt sigur că nu vor fi așa de mulți. În primul rând, aceștia, cea mai mare parte din cei care susțin a fi și de fapt nu fac nimic decât și iau un telefon și încearcă cumva să-și închipuie că poate să activeze ca un agent imobiliar, vor dispărea de pe piață și vor rămâne doar acei care într-adevăr vor să exercite profesia sau activitatea asta și să respecte niște norme, niște cerințe care într-un final să ducă plus statului și să aducă plus și tuturor care să fie implicați într-o tranzacție imobiliară. Vă mulțumesc. Întrebare, să refer doamna Morozova la faptul că agenții imobiliari nu fiscalizează tranzacțiile. Dacă permiți să vă întreb dacă asta se întâmplă la compania dumneavoastră și cum vedeți dumneavoastră situația, de ce alte companii nu neapărat fac lucrul ăsta. Deci, noi am evitat la maximum momentul ăsta pentru că înțelegem că nu se merită. Nu se merită ce? Noi am evitat, zic, la maximum momentul ăsta de... Noastră m-ați întrebat dacă noi fiscalizăm tranzacțiile. Uh-huh. Deci, agenții imobiliari care sunt în cadrul companiei au deschis SRL-ul lor și în baza unui procuri, unui acord, unui contract de prestări servicii între, să-i spunem, compania mamă și agentul imobiliar, atunci când au loc tranzacțiile, în baza contractului care este de intermediere sau altfel numit cu clientul de regulă vânzător, se are loc tranzacția, se transferă banii pe contul de bază a persoanei, noi să-i spun, persoanei principale care are deja contractele, și agentul îi transferă partea lui de... Deci, dumneavoastră, în general, nu vă îngrijiți că agenții imobiliari să respecte legislația fiscală. În sens că nu ține de responsabilitatea dumneavoastră. Da? Dumneavoastră aveți un contract cu acest agent, da? Cum... Da, de unde reiese că el e agentul companiei dumneavoastră? Pentru că este un contract de prestări servicii între companie și companie. Până la urmă, agentul poate să solicite rezilierea contractului, poate să ducă să activeze de sine stătător, poate să ducă să activeze cu altă companie. Dar având în vedere că legislația nu-ți permite a calcula din start care a să fie, de exemplu, venitul încasat în luna martie,
de către un agent imobiliar. Nu ai de unde să știi, pentru că el poate să aibă 0 venituri, poate să aibă 3 tranzacții, poate să aibă 1, 2, suma e diferită în fiecare lună. Respectiv, de aici nu poți să mergi pe varianta că să-i... Sau, mai sunt, dacă închei un contract individual de muncă, este o sumă fixă și tu nu poți să modifica când vrei tu suma asta. De asta, asta e o modalitate care, la moment ce există în legislație, permite activa, de exemplu, în calitate de agent imobiliar, când tu faci parte dintr-o companie mare. Și, de fapt, compania îți oferă, într-un fel, cele necesare pentru activitate și atunci când are loc tranzacția, fiecare își ia partea lui din comision în bază de transfer. Transferul se face pe compania mare și deja compania se împarte tot în bază de transfer cu agenții pe conturile companiei. Și ultima întrebare. Dumneavoastră, monitorizați cumva, evaluați ca valoarea acestor contracte să fie reală? Știți, există un fenomen în care oamenii pun pe hârtie o valoare mai mică, să plătească mai puțin. Vă îngrijiți în general? Există vreo companie în general în țara asta imobiliară care să aibă, să se îngrijească, să aibă un proces de monitorizare dacă lucrurile astea se întâmplă? Eu n-aș vrea să răspund pentru toți, vă dați seama că asta e o întrebare foarte serioasă. Nimeni care este la masă... Poate în cazul dumneavoastră. Eu nu sunt conducătorul companiei. Și n-aș fi vrut să-mi asum rolul ăsta în a da niște răspunsuri din punct de vedere a administrației, da? Și atent și eu la ceea ce zici, ceea ce ai spus. Pleacă. În orice caz, ca să poți monitoriza, de exemplu, nu știu, ca să poți monitoriza dacă este adevărată sau nu valoarea comisiunii până la urmă, că ea nu este stabilită fixă, da? Este un mediu plus-minus general acceptat, dar asta nu înseamnă că poți să fie cu mult mai mică decât procentul standard sau cu mult mai mare. Iată, cum ea poate fi monitorizată? Dincolo de problema fiscalizării, ceea ce noi vedem ca o problemă ca legiuitor este faptul că există consumatori care uneori, de multe ori sunt foarte mulțumiți de serviciile prestate de agenți, uneori vin cu plângeri. Și pentru că nu e fiscalizat, nu există documentat, statul nu poate și nici el nu poate să-și apere drepturile. Evident că noi trebuia să mai avem o ședință, probabil, dar o să facem altfel invitațiile ca să ne asigurăm că vin decidenți. Și să putem să avem răspunsurile astea. Bun, eu zic, putem să trecem. Da. Numai cu lipă, e o concretizare. Ați menționat două tipuri de contracte. De prestări servicii între companie și de intermediere între agent și client. De ce nu folosiți contractele de prestări servicii între agent și client? Știți că eu să concretizez, deci conform dreptului civil sunt contracte practic diferite, da? Ca sens opus, așa dacă... Aici, știți ce aș putea să vă spun? Nu neg că cineva îl denumește, de exemplu, contract prestări serviciu, serviciu de intermediere pentru vânzarea bunului imobil. El poate fi denumit și așa. Pur și simplu, general, s-a acceptat cumva noțiunea asta de intermediere. Nu, mă scuzați, în codul civil e foarte bine reglementat ce înseamnă intermediere și ce înseamnă prestare servicii, adică acolo... Ok, dar de fapt, mai mult funcția agentului e mai aproape de intermediere. Poți să-l denumești prestări servicii, pentru că acolo le poți delimita în diferite servicii. Dar de fapt, un agent imobiliar, după părerea dumneavoastră, care ar trebui să fie funcția lui într-o tranzacție? El o intermediază sau el prestează niște servicii pentru clientul pe care îl ajută? Sau eu, în general, îs de părerea că contractul ăsta ar trebui să fie contract de reprezentare. Dacă agentul imobiliar și-ar face lucrul așa cum trebuie el să-l facă și dacă ar fi mai puțin și calitativ, atunci ar fi contract de reprezentare a clientului. Pentru că așa cum
iarăși fac o paralelă cu avocația, așa cum un avocat trebuie să reprezinte clientul său într-un proces și să-l apere numai pe dânsul, așa și agentul imobiliar, dacă el a fost contractat de către cumpărător, client cumpărător, lasă să apere interesele clientului cumpărător. Dacă e vânzător, atunci apără interesele vânzătorului. Pentru că atunci când chestia asta și toți o fac, de fapt, intermedieri, știți cum, tu nu poți să... Bine. Mersi, cred că... Am o întrebare, dacă suntem la contracte prestări servicii, noi cunoaștem din experiența proprie că aceste contracte nu au un număr de înregistrare, deci ele sunt niște foi, contracte care sunt date la Xerox de multe ori, chiar eu le-am văzut. Acum, întrebarea mea nu este cum o faceți dumneavoastră la moment, cum o vedeți ca să fie corect pe intern, într-o companie, într-o agenție imobiliară, ca toate contractele de prestări servicii între client, beneficiar și un agent imobiliar să se vadă în contabilitatea unei agenții imobiliare. Cum ar fi acest proces? Dacă îmi permiți, eu aș vrea să expună și alți agenți imobiliari, că nu facem monopol în discuții, dacă doresc alți agenți imobiliari să expună. Doriți? Nu doriți? Atunci poftim dumneavoastră. Da. Înainte de a vă răspunde, într-adevăr, cunoscând mai sunt persoane în domeniu care sunt foarte interesate, știu eu, să participe la aceste discuții. Nu știu, ei azi nu sunt prezenți, oricând au confirmat, oricând au primit invitațiile, în orice caz, dacă să mai fie vreo ședință, ar fi... Evident, noi am trimis la cei mai mari agenți imobiliari, la un număr de, cred că, peste 5 agenți imobiliari, la peste 5... la 10, cred că, agenți astea, dezvoltatori imobiliari, că tot să vină și ei să-și expună părerea, dar bine, cine bine voiește, acela vine. Da, dar pe contractele de prestări servicii, cum vedeți dumneavoastră că ele să fie realizate, dacă puteți scurt, ca să trecem și la instituții, că avem oricum timp limitat. Mersi. În situația asta, ca să poți să duci evidența, înseamnă că fiecare relație între agent și clientul său trebuie să fie neapărat în bază de contract. Obligatoriu trebuie să existe contractul ca temei și evident că cumva deja din experiența instituțiilor statului, acolo unde se duce o evidență, nu știu, o evidență într-un registru sau în așa mod ca să nu poată să existe un contract sau nu știu, cum, de exemplu, dar iarăși nu toți notarii au blanchete de strictă evidență, așa și contractele se... Aici trebuie de găsit, dar cum să faci că avea un registru și a nu scrie întrânsul, tot e posibil. Dar cum să-i obligi pe toți ca asta să facă? Cred că obligativitatea, relația între agent și client, numai decât să fie în bază de contract. Dacă nu este contract, înseamnă că el își încalcă el încalcă activitatea de agent imobiliar. Eu admit că să fie, de exemplu, așa o reglementare. Nu ai contract, dar dacă tu îți reprezinți clientul tău la un notar, înseamnă că tu ești pasibil de o răspundere cu careva contravențională, spre exemplu, sau, nu știu, de ceva poate mai simplu. Da. Bine, mersi mult. Aș vrea să auzim și părerea serviciului fiscal. Cine sunt din reprezentanți serviciul fiscal? Neastră, da? Vă rog. Vă rog să vă prezentați. Domnul Arhiri, da? Da, bună ziua. Sergiu Arhiri, din cadrul serviciului fiscal. Într-adevăr, piața imobiliară este o piață în dezvoltare și noi am observat tendința de intensificare a activității și agențiilor imobiliare, dar și a agenților imobiliari, fie că au un statut, o înregistrare în sistemul de întreprinzător sau ea nu există. Cum și-a menționat
domnul din cadrul agenției imobiliare. Într-adevăr, relația dintre client și persoana, între client și prestatorul servicii, ea urmează să fie formalizată printr-un contract. Acele contracte există, doar că ele de obicei stau undeva într-un sertar, fără a fi reflectate în mod corespunzător, atât în evidența contabilă, cât și deja poate în raportare către alte autorități. Noi, pe parcursul chiar și anului 2023, am mai recepționat, dar iarăși este la convingerea clientului, da? De a sesiza organul sau de a nu sesiza referitor la anumită încălcare, noi am recepționat sesizări ce ține de prestarea unui serviciu de intermediere de către agenție sau de către persoană, fără a fi respectată legislația prin emiterea unui document de ce ar confirma încasarea mijloacelor bănești. Acțiuni care în cadrul controlelor efectuate au fost confirmate. Ideea e că aceste servicii prestate sunt ceva intangibil și le sunt foarte greu de le monitorizat și de le administrat. Noi asta ca instituție o înțelegem. Ca soluție, nu știu, dacă revenind la exista un proiect, anterior au mai fost careva discuții privind un principiu de administrare a agenților și agențiilor imobiliare, nu din punct de vedere doar fiscal, dar și ca activității per ansamblu a contribuabililor respectivi. Ca soluție, noi ne-am expus și anterior și cumva să ținem aceeași idee că ar fi bine să fie o evidență referitor cel puțin la contractele realizate, dar perfect ar fi inclusiv și la intenția de a presta, de fapt, prin intenție mă refer încheierea acelui contract între agentul imobiliar și client. Pentru că ulterior poate fi situația când acel agent imobiliar nu confirmă într-un final că tranzacția a avut loc și respectiv și contractul nu mai există. Da, vă mulțumesc. Dumneavoastră, cum credeți, cum ar fi mai bine ca agentul imobiliar nemijlocit, cel care lucrează cu clientul, să fie angajat sau să fie, cum există la moment în unele practici, cum a menționat reprezentantul companiei OK Mobil, că are compania sa care, într-un fel, prestează servicii. Adică, cum ar fi mai ușor pentru instituții de statul sau cum ar fi mai ușor chiar însăși pentru ei ca să activeze sau pentru nemijlocit, pentru clienți ca să poată accesa astfel de servicii? Cumva indiferent de formatul acestor servicii prestate, persoana fizică, agentul imobiliar care prestează acel serviciu de intermediere sau la agenția imobiliară, el ar fi angajat, sau la compania la care este doar el fondator, iar și el nu deține statut de salariat, dar în cadrul acelei entități similar are un statut. Adică legislația la moment, da, permite și problema, bine, o să discutăm deja în proces, să vedem, e clar că este o întrebare ad hoc și e complicat de dat un răspuns foarte clar în acest sens. Dar vă mulțumesc, dacă doriți să mai enunțați ceva. Nu, ce am vrut să spun, problema, bine, ar fi poate o parte problemă și statutul acestor persoane, dar problema de bază totuși constă în reflectarea integrală a tuturor acelor operațiuni de intermediere. Fie că intermedierea este asigurată prin apelare la un alt agent imobiliar care are compania sa, fie că
Operațiunea este desfășurată de către un angajat al agenției imobiliare. Totul se rezumă la reflectarea în prima instanță a acestor operațiuni de intermediere. Asta, dumneavoastră ați efectuat niște acțiuni în ultima perioadă în a încuraja companiile să reflecte aceste operațiuni mai transparent sau nu prea? Noi ca instituție... Știți, de parte avem răspuns că, uite, atât de puține companii nici nu, măcar nu folosesc, nu fiscalizează. Bun, și atât constatăm lucrul ăsta. Se întâmplă ceva mai departe? Pe partea de acțiuni? Noi ca instituție în fiecare an selectăm diferite domenii de activitate care sunt monitorizate prin prisma la așa convențional le numim noi, program de conformare. Deci programul presupune discuții individuale cu contribuabilii, explicare legislației, inclusiv consecințele care pot fi supuși în cazul în care nu respectă anumite prevederi. Agențiile imobiliare similare sunt un domeniu care au fost și sunt monitorizate la moment, că, pentru că acțiunile au început cumva la mijlocul anului 2023. Acțiunile sunt încă în derulare și da, noi încercăm să popularizăm da, deci obligațiile. Ca să fii clar, cumva ideea nu e să meargă în sus de statul, să amendezi în stânga și în dreapta. Evident că nici noi nu neapărat ne dorim asta, cel puțin la prima instanță. Prima instanță este să fie, acum a spus, un dialog, o consultare pentru a încuraja companiile date. Și iarăși nu e vorba neapărat de a încasa bani la buget. Asta e un obiectiv secundar. Este vorba de a proteja consumatorii, dar și agenții imobiliari. În cazul în care există o, mă rog, că să apar în niște tranzacții, orice fel de tranzacții comerciale, pot să apar și ne înțelegi că nu-i controlizat, nu-i fiscalizat, nu-i documentată tranzacția. Dați seama, asta e complicat. Că eu am spus asta ca să fie clar că nu avem, noi nu aici intenția să, efectiv, doar să mergem cu băiețul. Trebuie și morcov. Doar că trebuie inteligent de acționat. Da, mersi. Da, totodată nu putem ignora că sunt, de exemplu, companii de agenție imobiliară care lucrează de prin 2017 și declară doar pierderi, nici de cum profit. Și e o întrebare foarte logică, cum din 2017 până acum nu a avut niciun leu profit, a avut doar pierderi. Bine, asta e o întrebare retorică, cred că toată lumea își dă seama. Eu aș vrea să oferim cuvântul Agenției Servicii Publice, reprezentantului este? Da, dumneavoastră sunteți, da. Întrebarea, dumneavoastră sunteți la agenție? Da. Întrebarea ar fi pe partea de înregistrare a tranzacțiilor, deoarece, cum am menționat la început, noi am identificat problema că este înregistrat tranzacția ca număr de tranzacții, o tranzacție, dar nu se înregistrează într-un registru foarte clar de unde am putea scoate, gestiona niște informații privind la costul nemijlocit al tranzacțiilor, ca să vedem eventual o statistică obișnuită, cât a costat metru de pătrat mediu, da, în luna cutare sau în anul cutare, și la SPN s-a comunicat că doar se înregistrează ca număr tranzacția, nu și detalii. Adică el, în format fizic el există, toate copiile actelor, dar ca detalii într-o bază de date sistematizată nu există. Da, mersi. Bună ziua, sunt Nicolae Boldeș, reprezint Departamentul Registrării și Licențierii Unităților de Drept. Actual, cadastrul bunurilor imobile este separat la Agenția de Servicii Publice. Doamna Inga, să vă răspund la întrebarea asta. Mersi. Instituția publică, cadastrul bunurilor imobile. Deci, Instituția publică, cadastrul bunurilor imobile, anterior ASP, era deținătorul registrului, acum este, deținătorul registrului bunurilor imobile, în care se înregistrează bunurile imobile și drepturile asupra lor. Deci în registrul bunurilor imobile nu se înregistrează prețul indicat în contract, fiindcă nu este asta scopul registrului bunurilor imobile, de a fixa prețul indicat în contract. Însă, în sistemul informațional, odată ce contractul a fost prezentat la cadastru pentru înregistrarea dreptului noului dobânditor, se înscrie prețul indicat în contract. Deci,
suprafața imobilului se indică în registrul bunurilor imobile. Uitați-vă, ideea era foarte simplă. Noi dacă am vrut să solicităm de la ASP informații, precum că ASP-ul până acum a deținut toate ce se zice, am vrut să solicităm informația, să cunoaștem măcar o statistică a prețurilor pe anii cutare, ca să vedem cât a costat prețul mediu în anul cutare, cât a costat. Și acest lucru nu a fost posibil tehnic de făcut și de oferit, fiindcă prețul bunului imobil se deține într-un registru, da? Dar, deci este un sistem informațional care asigură ținerea registrului bunurilor imobile. Da. În registrul bunurilor imobile se indică suprafața imobilului, dacă e apartament înseamnă suprafața totală a apartamentului. În același sistem informațional, dar nu în registrul bunurilor imobile, se indică, se fixează prețul care a fost indicat de către părți în contract. Deci, tehnic, eu nu văd de ce nu s-ar putea face o astfel de extragere a datelor. Eu nu știu răspunsul care l-ați dat dumneavoastră. Cer scuze, dar din experiența dumneavoastră, toți cei prezenți, cât de real este prețul indicat în contract cu prețul de achiziție a unui bun imobil? De câte ori această sumă coincide? Nu, probabil că doamna de la Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, doamna Buză, o să explice mai mult, mai detaliat. Ce își pot eu să zic că prețul indicat în contracte nu totdeauna este real, doar atunci când se analizează care este prețul adevărat sau care este prețul mediu, da? De piață a unui anumit tip de imobil, apartamente sau case de locuit sau terenuri agricole, deci prețurile se analizează și atunci se evidențiază care prețuri sunt reale și care prețuri sunt, adică sunt ascunse, spunem așa, de către părți. Deci avem diferite, deci părțile indică diferit prețurile în contracte. După câte discutasem noi și anterior, inclusiv cu Ministerul Finanțelor, una din problemele pe care le-am identificat, de ce se întâmplă asta, era și problema impozitului pe creștere de capital, fiindcă el se calculează, da. Păi de asta și nu se indică. Și din cauza asta, părțile într-un fel ascund prețul real la care are loc într-adevăr tranzacția. Da, totodată, din ce cunosc, din 2022, dacă nu greșesc, Serviciul Fiscal de Stat a expediat către notari o circulară sau o informație, precum că trebuie să fie bunul în cadrul tranzacției să fie evaluat concret. Dacă puteți să-mi confirmați acest lucru, da. Bună ziua, Griciuc Jeana, șefa Impozite Directe. Deci, într-adevăr, s-a atenționat la notari că trebuie să indice evaluarea reală a bunurilor. Totodată aș vrea să menționez că în cazul persoanelor fizice, dacă la moment o persoană fizică nu indică valoarea bunului real și nu achită impozit pe venit din creșterea de capital, următoarea persoană la vinderea ulterioară a imobilului va achita impozitul. Deci, mai devreme sau mai târziu, cineva va achita impozitul dat. Deci nu la prima etapă am indicat incorrect, deci, am micșorat baza valorică, suma încasată. Pentru persoana care a procurat, baza valorică va constitui suma încasată. Deci și este în interesul persoanei care procură imobilul să indice valoarea concretă. Deoarece la vânzarea ulterioară va indica real suma pe care a suportat, suma cheltuie. Aici o concretizare vreau. Da. Există o prevedere că dacă 2 ani a fost folosit imobilul, adică viza de reședință, atunci creșterea, adică 3. Okay. În cazul locuinței de bază, 3 ani. Așa. Corect. Și atunci am cumpărat-o cu 10.000, prețul real este 100, am trăit 3 ani și m-am eschivat de la... Acestea sunt mecanism de riscuri, dar... În cazul în care nu e locuință de bază, ați cumpărat cu 10.000, nu e locuință de bază, ulterior ați vândut cu 100.000, da, dar locuința de bază este o facilitate la persoană fizică, da, nu se determină creșterea de capital. Și dacă aș vrea să menționez că agenții imobiliari n-au un regim special, respectiv ei prin legea contabilității
ca și tot cei alți agenți economici, sunt obligați să documenteze toate tranzacțiile și să determină impozit pe venit ca și tot ceilalți agenți economici. Și determină impozitul ca tot ceilalți agenți economici. Nu știu de ce se abordează că nu respectă documentarea economică. Asta e... Nu surprinse în contextul în care ei sunt obligați și nu respectă, asta e, nu este bine. Dar faptul că ei, ca și tot ceilalți agenți economici, sunt obligați, asta am vrut doar să menționez, că sunt agenți economici țările. Da. Bine, vă mulțumim. Eu aș vrea să întreb dacă sunt reprezentanți notarilor în sală, fiindcă noi am solicitat să vină și ei și să expună. Nu sunt. Ok. Da, cine ar dori să se mai expună? Da, vă rog. Ministerul de Finanțe. Deci, faptul că urmează a fi protejate drepturile atât persoanelor fizice, cumpărători, cât și agenților imobiliari, nu rezultă însăși din partea de fiscalitate, dar trebuie reglementată activitatea agenții imobiliare. Atâta timp cât nu este un cadru care spune că agentul imobiliar urmează să funcționeze sub o anumită formă. Agenție, SRL, poate agentul imobiliar să desfășoare activitate de sine statutor, poate să desfășoare activitate în baza contractului de prestare de servicii, în baza contractului de angajare, sau poate să presteze să fie acea relație, cum a spus domnul, unde este intermedierea dintr-un SRL, SRL, practic, agenția este SRL și agentul este un SRL. Urmează, consider, întâi să ne apreciem cum urmează să activeze agentul imobiliar sub formă de agenție, prin care relații, cum urmează a fi formalizată această relație. Angajat sau fără? Angajat fără. Admitem că poate fi angajați. Admitem situația când agenția imobiliară nu are suficiente resurse umane și are un proiect de dezvoltator și poate vrea să-l vândă și atunci poate să apeleze la alte agenții. Poate fi admise. Undeva în legislație urmează a fi această reglementată. Și obligația agenției. Agenția ce obligații se asumă, ce drepturi are agenția, ce drepturi și obligații are cumpărătorul. Acolo sunt stipulate. Care este forma contractului? Urmează a fi contractul cel autentificat notarial sau nu urmează a fi autentificat notarial? Și apoi deja ries acelelalte aspecte ce ține. Urmează a fi înregistrată la notar, urmează a fi înregistrată la ASP contractul sau nu? Spre exemplu, luăm la moment cum are loc autentificarea contractului când este un pun în construcție. Deci dacă procuri direct de la dezvoltator, este un contract în care se procură bunul, se indică prețul, metru pătrat, unde se putem determina exactitate care e prețul mediu pe un metru pătrat. El se înregistrează și la notar, și la ASP și noi avem, practic, urmărim tot șirul, că el deja este înregistrat în sistem, în două sisteme. Preț real. Preț real. Respectiv, noi trebuie de întâi să ne apreciem cum reglementăm activitatea și cum reglementăm modul cum poate agenția să protejeze drepturile și consumatorul. Și apoi deja revine aspectele secundare, modul cum se impozitează, cum urmează să raporteze. Fiindcă, în mod normal, legislația fiscală prevede un cadru. Ei sunt SRL-uri, dacă activează în formă de SRL. Agent economic, pe principii generale, completează acel ven, venituri minus cheltuieli și deja obligațiile fiscale. Dar faptul cum se intercalează această relație agenție-agent, aici trebuie să fie reglementată în legea generală. Mulțumim. Având în vedere că în luna martie a fost creat un grup de lucru pentru elaborarea unei legi asupra agentului imobiliar, au fost dezbateri publice. Colega mea, Marina Morozova, a condus acest proces. Aș propune ca dumneavoastră să se expună.
adică ce s-a făcut, unde am ajuns și cu care ar fi viziunile. Într-adevăr, am avut, de fapt, mai multe întâlniri cu agenții imobiliari și acum primesc mesaje de ce ei nu sunt la această masă. O să vedem de ce nu sunt și cu siguranță la următoarea ședință. Fost invitați tot. Invitația a fost publică. Da. A fost pus cu o săptămână în urmă pe site-ul Parlamentului anunț, au fost invitați top agenții imobiliari, top dezvoltatori și notari și toți, dar o să mai facem ședință, desigur că începem. Da. De fapt, următoarea ședință eu văd ca să discutăm strict pe proiectul care noi îl avem deja un draft. El a fost consultat cu majoritatea instituțiilor de stat, a fost consultat cu agenții imobiliari și următoarea ședință o să o facem pe comisie strict să vedem propunerile care vin. Pe scurt, deci, în proiectul de lege noi venim cu formarea profesională a agenților imobiliari. Deci, aceștia să aibă o licență, în baza unui curs de pregătire profesională, aceștia să primească o licență, o autorizație de a prezenta, de activare. Totodată, în registru se va crea un registru electronic al agenților imobiliari și fiecare agent imobiliar va avea un cod personal în care va fi codul profesional a agentului imobiliar. Acest cod va ajuta atât consumatorul să-l identifice prin publicațiile care le va face, prin contractele care le va semna și acest cod va fi sigur și în registru electronic al tranzacțiilor imobiliare. Deci, vedem două registre. Registru electronic al agenților imobiliari, unde înregistrăm și oferim un cod, și registru electronic al tranzacțiilor imobiliare, care fiecare agent imobiliar autorizat va avea un cabinet personal în care va include tranzacțiile imobiliare. Vedem dacă și publicațiile să nu fie atât de rigid, da? Astfel încât atât agentul imobiliar, agenția imobiliară să vadă activitatea angajatului sau a partenerului, consumatorul să aibă, să știe despre istoricul acestui agent imobiliar și, sigur, și instituțiile de control să aibă un mecanism de monitorizare a activității agenților imobiliari. Totodată vor în proiect prevedem și suspendarea sau încetarea calității de agent imobiliar profesional și alte reglementări care le-am discutat. Prin acest proiect vrem să venim cu, în primul rând, cu protecția consumatorului, cum a spus și colegul, să avem încredere în agenții imobiliari care intră în casele noastre, care au acces la bunurile noastre imobile, au o pregătire, poate să ne ofere toată informația care despre imobilul care îl procurăm sau îl vindem. Reglementarea agenților imobiliari nu este o noutate a Republica Moldova. Mai multe state, inclusiv din Uniunea Europeană, au reglementat activitatea acestor profesioniști și aici avem exemplu Belgiei, Danemarca, Irlanda, Franța, Finlanda și Norvegia, care au reglementat strict activitatea agenților imobiliari. Sunt reglementări care sunt mai flexibile și aici vorbim de Belgia, Irlanda, Croația, Cipru, Ungaria, Slovenia, Slovacia. Deci sunt mai multe exemple în care vedem că această profesie este reglementată și în ultimul timp ce vedem noi pe piața imobiliară, considerăm oportun acum să o facem, să reglementăm activitatea agenților imobiliari și totodată să aducem o claritate în toată activitatea acestor profesioniști.
Deci, cum am spus, în câteva săptămâni vom invita toți cei interesați să discutăm acest proiect de lege. Acum, o scurtă întrebare. Certificarea se va face în fața cui? Unii instituții de stat sau unii... La agenții la ASP, da? Sau încă mai avem... Bun, o să avem discuții suplimentare. O să avem discuții, da, tehnic, cum probabil se va... sunt mai multe opțiuni, gen fie certificare la o asociație profesionistă, fie la stat, deja trebuie să vedem. Da, noi nu vrem, deci, în nici într-un caz, acest proces nu trebuie să fie unul dificil, birocratic. Mm-hmm. Trebuie să fie foarte flexibil, poți să-ți iei acest curs online sau offline, să aceste examene la fel să fie foarte flexibile și însăși depunerea pentru autorizație sau licență să fie iarăși foarte, un proces foarte, foarte simplist. Da, o întrebare acum pe partea de obligații fiscale, pentru că proiectul nu reglementează neapărat subiectul ăsta. Acum o să întreb colegii la fisc, eventual Minfin, care ar fi opinia lor, cum vedeți. Deci noi avem regimul ăsta obișnuit, 12%, cea mai bună opțiune ar fi să rămână exact la fel, da. Dar oricum fiecare agent trebuie să-și mai procure poliță de asigurare, corect? Medicală. Sau cum vedeți? Deci, orice activitate de antreprenoriat trebuie să aibă o formă organizatorică juridică. Deci, agenția va avea o formă organizatorică juridică, SRL și va achita impozit pe venit analogic ca și tot ceilalți agenți economici, fără care va, cred că, excepție, da? Pe poziția asta merge. Ulterior, persoana fizică, dacă nu are formă organizatorică juridică, nu e o întreprindere individuală SRL, va activa ca... Angajat. Da. Dacă îmi permiți să ne oprim un pic și dacă toți sunt colegii la o companie imobiliară, agenții imobiliari nu din timp de dificultăți n-aș crea în SRL, da? În sens că este un regim convenabil pentru aceștia ca să activeze SRL. Aveți cazuri când efectiv au contracte de prestări servicii și la final de an fiscal achită cele 12% sau cum se întâmplă? Având în vedere cadrul legal la moment, cred că asta e cel mai oportun variant ca să poți activa SRL. Ca SRL, dacă să nu apară ceva nou, mă rog, important să nu fie, știți cum, să nu fie mai să nu încurce mai tare decât ceea ce este acum. SRL e cel mai oportun și mai sunt cazuri când agenții totuși prefer sau cumva nu vor să aibă un SRL, să-l administreze și așa mai departe și ei merg, de exemplu, pe a fi angajat într-o companie imobiliară. Asta este. Și plătesc contribuțiile exact ca și o persoană angajată în oricare domeniu. Da, mulțumesc. Privitor la prețuri, cred că putem discuta. Aici a fost și o analiză recent publicată privind prețurile. Bine, dacă sunt păreri. Da, dacă îmi permite, da, mersi. Noi am mai avut și mai multe semnale, am văzut și mai multe știri, articole. Se manifestă o ușoară creștere. Bun, în funcție de care analiză citești, pentru că sunt multe analize. Sunt studii care spun că e ușoară creștere, dar sunt alte analize care spun că creșterea e foarte abruptă a prețurilor la apartamente și la procurare și la chirii și am vrut să discutăm inclusiv și colegii de la LARAC, sunteți o bursă, sper tare să puteți contribui, e ok și în limba rusă, dacă vorbesc limba rusă, dar vreau să înțelegem poate și de la mediul de afaceri, de la imobiliar, cum vedeți voi, care sunt motivele acestor majorări de prețuri? Pentru că noi primim aceste întrebări de la oameni și noi încercăm să înțelegem mai bine motivele. Dacă să completez, totuși vrem să înțelegem dacă există o posibilitate ca agenții imobiliari între ei, făcând o înțelegere de cartel, să majoreze prețurile artificial. Adică în sensul ăsta e clar că dumneavoastră acum să ne spuneți că nu, dar vrem să înțelegem substanța probleme. Mersi. Bun. Instituții de stat ar vrea ulterior să expună pe subiectul ăsta, poftim, dar vreau mai întâi să vedem de la mediu, de la
de la industrie. Da. Da, într-adevăr, cu toții vedem și nu neg, prețurile cresc și până la ziua de azi, în ultimii 2 ani de zile, au crescut într-un galop. Și nu vreau să spun o cifră exactă, dar pe locuri eu spun că prețurile s-au dublat. Nu e vorba de 30-40%, dar pe locuri s-au dublat. Timp pentru cu că 2022? Comparativ, hai să spunem, comparativ cu 2019-20, mai degrabă, pentru că atunci era real să-ți cumperi un apartament în bloc nou. Cel mai ușor să estimezi prețul pe blocurile noi. Într-un bloc nou, la etapa dării în exploatare, dată în exploatare, era real să găsești un apartament cu 600 de euro metru pătrat. Un apartament destul de ok. Vorbim de segmentul mediu, bun, într-o zonă destul de acceptabilă. Acum, un apartament la etapa de construcție, eu n-am să dau nume la dezvoltator sau altul, dar același dezvoltator, spre exemplu, la etapa construcției, deja prețurile, și cunoaștem că prețul pentru suprafețele mici întotdeauna per metru pătrat e mai scump, cu cât e mai mare suprafața când împărțești la metru pătrat. Iau suprafața medie, de exemplu, un apartament cu două odăi de aproximativ 60-70 de metri pătrați, acel cu odaie să fie cu 50 de euro mai scump plus minus. Acum prețul la așa un apartament poate să ajungă la 1300 de euro la etapa de construcție. Și întrebarea care ar fi unul sau de ce s-au scumpit, dau la o parte factorii de nu știu inflație și alte momente care nu le cunosc și nu vreau să fac trimitere, nu sunt specialist în domeniu, dar din punct de vedere imobiliar un moment ar fi numărul de construcții mai mici care sunt, pentru că cel mai mare boom din construcții, din experiența care eu am reușit să o prind și am văzut-o, a fost în anii 2015, 16, 17, 18, 19, s-au oprit deja. Atunci erau foarte multe, adică anual se dădeau multe bunuri în exploatare, respectiv oferta era destul de largă, mai mare poate decât cererea și într-adevăr mai era și o conlucrare cu subantreprenorii care economic erau schimburi, de exemplu, de servicii pe imobil. Și ei, ca să-și valorifice banii, erau gata să vândă la prețuri mai reduse. Și atunci, într-adevăr, prețurile pe apartamente erau din sumele astea care am discutat inițial. Acum, construcții noi sunt mai puține, oferta, nu pot spun că nu există, ea este, cerere, deși e mai mică, dar oricum ea este. Și persoanele oricum accesează credite imobiliare și procură în continuare. Mai ales că sunt foarte mulți care au făcut pauza asta. Stop, să măresc prețul. Nu, n-are cum, mai ales și în contextul conflictului din vicinătate și alte situații. Toți s-au așteptat că ele scadă, văzând că cresc, totuși continuă să cumpere. Dar dumneavoastră ați întrebat dacă există vreo înțelegere de... Dacă ar putea exista pe piață o astfel de înțelegere. Nu că există, okay. dacă ar putea exista. Care se influențeze creșterea. Din punct de vedere, iată, eu ca agent imobiliar și deseori aud că ei, că voi vă puneți un preț deasupra. Ca atare, activitatea, nu zic, există poate și așa, eu nu le cunosc și eu nu mă refer la dâns, dar dacă luăm marea majoritate de procentaj de tranzacții, tranzacția se finisează cu un comision stabilit într-un procent din valoarea finală de vânzare a bunului imobil. Și dacă el costă pe piață, de exemplu, 90.000 sau 60.000, tu n-ai să poți să-l pui 120, că nimeni să-l cumpere ca tu să mărești prețul. Oricum, prețurile de piață deja sunt stabilite, inclusiv și de la faptul că din start, când imobilii se dau în exploatare, ele au un preț. Pe ulterior se calculează reparația, îmbunătățirile, locul amplasării și așa mai departe. Și asta ar fi în general. Ați menționat că anterior
prestatorii de servicii de construcție preluau în schimbul serviciilor bunuri imobile care le vindeau ulterior la un preț poate mai mic, da, de ca repede să-și scoată bani. Acum nu există această practică, ceva s-a întâmplat. Acum, cel puțin, dezvoltatorii imobiliari din acest considerent aveau de pierdut, pentru că subantreprenorii diminuau prețurile. De ce? Pentru că ei puneau un preț mai mic și tu aveai același bun imobil ca posibilitate. Să cauți un subantreprenor să procuri sau de la dezvoltator mai scump. Și ei își vindeau bunurile imobili, dar într-un final durata de vânzare era mai mare. Ca ulterior, cred că să vină cu niște modificări în contracte, să implice juriștii ca să facă cumva o înțelegere de genul că chiar dacă are loc, e ok, un schimb economic, el nu este permis, chiar dacă și are loc, cred că se stabilesc niște condiții de a nu diminua sau de a nu se vine cu un preț mai mic decât ceva de genul ăsta, sau condiționat pe un termen. Asta presupun eu că ar fi o modalitate prin care ar putea să-și mențină prețul. Da. Sunt Valentina Vanic, sunt deputată, sunt în Comisia Economiei, Buget și Finanță. Deci, legiuitorul, prin acest proiect care vrem să-l inițiem, desigur că, pe de o parte, vrea ca să vă ajutăm pe dumneavoastră ca să fiți parte legală, să nu tremurați atunci când vine inspectorat fiscal la control. Pe de altă parte, noi vrem ca serviciile adresate sau serviciile care le oferiți cetățenilor să fie de încredere, de foarte mare încredere. Deci avem nevoie foarte mult, ca și invitații care astăzi au fost pe listă și nu au venit, avem nevoie ca de comun acord să facem acest proiect ca să fie benefic, pe de o parte, ca activitatea dumneavoastră de bază, ca agenție de imobiliar, pe de altă parte, cetățeanul să aibă încredere în dumneavoastră. Noi avem experiențe internaționale, noi știm cum se fac aceste tranzacții în Uniunea Europeană și, desigur, ca spunem ca bază experiențele internaționale. Eu sigur că foarte mult îmi doresc ca dumneavoastră să aveți o relație bună cu bugetul, pentru că atunci când este o relație bună cu bugetul, atunci crește și dezvoltarea, adică economica țării, și dumneavoastră sunteți mai siguri să activați și cetățeanul este mai mulțumit. De asta vă îndemn că la acest proiect de lege să veniți cu inițiative. Mulțumesc, doamna Manic. Da, eu vreau să vă întreb. E clar că nici este un moment de sinceritate, dar oricum o să încerc. Cât de răspândit credeți că este fenomenul în care agenții imobiliari procură 1, 2, 3 imobile și le țin așa până ce o să crească prețul? Eu pot să vă răspund cu siguranță că investiția în imobiliari întotdeauna au fost interesantă, nu numai pentru agenții imobiliari. Agenții imobiliari au mai multă informație, acces la informația primară, să-i spunem, adică înțelegi mai bine care ar fi, dar eu pot să vă spun că asta nu depinde că ești tu agent imobiliar sau nu ești agent imobiliar, depinde dacă ai bani. În principiu, în imobiliari investesc acei care au posibilitatea financiară să o facă. Agenții imobiliari, dacă cunosc așa persoane, spre regulă, pot să-i propună o investiție, să-i propun o investiție cu făcându-i niște calcule care în eventualitate ar putea să omul să câștige într-un final. Dar răspândit între agenții imobiliari, ca persoane fizice, eu nu cunosc fii. Mă rog, poate ca o agenție mare care are o stabilitate financiară. Evident, asta e activitatea de bază și cred că fiecare, dacă are cu ce o face, nu este un secret că se investește în imobiliare, da. Deci, dumneavoastră excludeți cumva că ar fi vorba de umflatul prețului pe piață, pentru că așa este puțină ofertă și asta ar fi exclus. Deci nu există așa un fenomen că sunt imobile, dar ele sunt ținute până ce o să crească prețul și mai tare.
De regulă, imobilele care sunt ținute, acele care sunt cumpărate la etapa de construcții sau la o anumită etapă de construcții și ulterior se vând, spre exemplu, când se admite ori la dare în exploatare sau după dare în exploatare, când persoana înțelege că gata, spuțenie și oricum, cerere este, dar nu este ofert și atunci evident că prețul e mai mare. Și am observat, mai ales după pandemie, eu spuneam așa, că cea mai bună investiție, până la urmă, cea mai bună investiție imobiliară e terenul. Adică investițiile în terenuri, chiar în terenuri și mai îndepărtate, nu neapărat să fie în Chișinău, că în Chișinău nici nu mai sunt, sau dacă sunt, prețurile sunt cosmice și nu fiecare poate. Investițiile în terenuri, iată, terenul mai degrabă e o investiție care persoana o ia și o lasă, gândind că într-un timp a să intre în intravilan, îi se va schimba destinația, se extinde zona și așa mai departe. Iată aici, da, dar dacă vorbim de investițiile cu scop de revânzare a imobililor, mai degrabă că nu se iau pe termen lung, pentru că dacă este, atunci poate să mai fie și o chestie de ofertă, o vânzare de urgență, care ea nici nu apare, spre exemplu, în mass media, da? Prin cunoștință. Atunci, evident, persoana poate să investească, după ulterior să-i aducă îmbunătățiri, să revândă sau să-l revândă așa mai târziu. Dar pe timp lung, de regulă, la etapă de construcții. Da, mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să completeze cu anumite momente. Da, vă rog. Sunt la Ministerul Dezvoltării Economice, dar să vorbesc totuși din nume propriu, că nu am fost delegat să vorbesc, că sunt bucuros că este așa un proiect. Unica că aș vrea să ne focusăm, adică să punem accent mai mult pe o reglementare, autoreglementare. Și cum domnul Marian a spus că este posibil așa, astfel de abordare cu un cod de etică profesională și în urma asocierii mai multor agenții imobiliare și subscrierea sub acest cod de bunele practici, o să fie posibil o reglementare fără restricții mai majore din punct de vedere introducerea unor acte permisive reglementate de stat. Asta e tot ce am vrut să spun. Mersi. Da, cu siguranță acest proiect de lege vine să ajute, să ajute în primul rând agenții imobiliari să aibă o activitate corectă, profesionistă. Pe de altă parte, proiectul vine să oferim cetățenilor siguranță și că toate drepturile lor sunt respectate. Da, mulțumesc, colegi, că să concluzionăm. Se constată lipsa unor date statistice referitoare la piața imobiliară potrivit cărora să putem modela starea de lucru reală pe această piață. Nu avem cifre concrete despre cererea și oferta pe piața imobiliară, unde să putem vedea lucrurile mai clar. La moment, primăriile nu mai țin evidența cetățenilor care au nevoie de o locuință, cum era anterior, și nici dezvoltatorii nu raportează despre apartamentele sau casele care le dau în exploatare. Și nici agențiile imobiliare nu raportează despre numărul de tranzacții real care ar exista pe piață. În acest sens, având în vedere materialul informativ, chiar care există și făcut în 2022 de către colegii din Parlament privitor la bunile practici din țările Uniunii Europene, constatăm că majoritatea țărilor Uniunii Europene au reglementat acest domeniu și respectiv credem că și piața noastră are nevoie de o astfel de reglementare în interesul tuturor părților, atât a agenților economici, agenții imobiliari, cât și în interesul consumatorilor, dar chiar și în interesul dezvoltatorilor imobiliari. Eu vreau să vă mulțumesc, o să vă invităm și la următoarele ședințe privind dezbaterile publice pe draftul de proiect care va fi prezentat. De ce vă îndemnăm să veniți cu propuneri și o să vă anunțăm când o să fie publicat. Vă mulțumesc. Deci, colegii care acum ne urmăresc online, cu siguranță veți primi draftul
proiectului de lege și veți fi invitați toți la următoarea ședință. Mersi. Mulțumesc și o zi bună continuare tuturor. Mulțumesc.